Al 10-lea punctare al fermei țărănești este dat de diversitatea produselor gastronomice. Ferma țărănească este creatoarea unui patrimoniu gastronomic impresionant, care ar putea fi exploatat nu numai cu ocazia sărbătorilor religioase, ci în permanență. O astfel de abordare presupune că, din punct de vedere legal, bucătăria țărâncii să fie legalizată în atelier artizanal de procesare. Riscurile pierderii acestui patrimoniu sunt pe măsură și sunt direct legate de gradul de îmbătrânire a țăranilor. Atestarea tradițională a acestor produse este vitală, iar cadrul legislativ național și european așteaptă astfel de solicitări. Fiecare comună din România ar trebui să aibă o ambiție minimalistă de a-și atesta cel puțin un produs agroalimentar specific zonei sale.